Bună ziua, dragii mei, bine ne-am regăsit, iată, la emisiunea Viața în Culori. Cu siguranță, viața invitatului meu de astăzi este plină de culoare și la propriu și la figurat, pentru că în acest domeniu își desfășoară activitatea. Vi-l prezint pe Kenny Varnaioti, dar probabil nu mai are nevoie de niciun fel de prezentare. Îl cunosc și copiii și cei mai mari ca și vârstă. Bun venit, Kenny, la noi. Sărmâinile, bine v-am regăsit. Viața ta e una plină de culoare, așa e, și nu doar a ta, și a copiilor tăi, și a copiilor pe care îi îndrumi acolo la Clubul Copiilor. Într-adevăr, zice plină de culoare, pentru că și primăvara asta e farmecă pe toate drumurile, prin toate culorile care le revarsă. Și cu copiii, cred că, zic eu, pe zi ce trece, tot mai deosebiți, mai colorați, mai diferiți de ceilalți care au început altfel decât noi. Și sper să fie bine, că de acum încolo au ce învăța, împreună cu profesorii care i-aveam și noi la Clubul Copiilor, împreună cu mine. Tu ești, Kenny, o persoană foarte expansivă, așa, și îți place să trăiești viața și să o simți la intensitatea ei maximă. Cum ai reușit asta de-a lungul timpului? Am vrut cu tot din adinsul să fac de toate. Am vrut cu tot din adinsul să arăt că se poate lucra în toate domeniile, ce ține de artă, de sport, de muzică, și chiar am început cu copiii mei, am început ușor, am tras împreună cu ei, au ajuns la un anumit nivel și văd că este bine, și atunci am zis să încerc și cu ceilalți din preajma mea, din jurul meu, și să învețe și ei, să rămână ceva și pentru ei, pentru viitor. Deci cred că se poate să evoluezi și să, nu știu, să te descurci în lumea aceasta a artei, adică reușești nu doar să supraviețuiești, dar să ai un trai decent? E foarte greu. Sunt atâtea cheltuieli, sunt atâtea lucruri care trebuie spuse la punct, sunt atâtea, atâta timp cât lucrezi pentru cei din jurul tău, cât, atâta timp cât vrei ca și copiii să te urmeze, trebuie să vii cu noutăți, trebuie să inventezi, trebuie să îi atragi, trebuie să faci de așa natură încât să fie încântați că ceea ce fac împreună cu tine îi va ajuta acum, și să îi scoți și din starea lor cu IT-uri, cu tu să vii cu idee, cu o scânteie cerebrală, să-i arăți că e mai valabil ceea ce face de mână decât ce vede și preia mai departe și dă la ceilalți prieteni. Reușești să faci asta cu copiii de la club și cu ceilalți pe care îi îndrumi, să-i atragi și să le placă într-adevăr să picteze, să deseneze? Eu țin să mulțumesc două persoane în orașul acesta care au avut puterea și s-au gândit că într-adevăr eu trebuie să urmez, să merg mai departe cu copiii și ei să aibă un îndrumător. Mulțumesc domnului director de la Clubul Copiilor, mulțumesc domnul primar care într-adevăr a fost primul care mi-a zis că Kenny, de azi înainte vreau să arăt ce faci și în roman, nu numai la mare. Și văd că merge. Făceam la mare zilnic acolo ceea ce fac astăzi și aici. O să mai mergi la mare vara aceasta, Kenny, sau rămâi la noi, la Roman? De acum mi-a pus totul la dispoziție, și terenul de vole, și artă, și muzică, și da, și antren, totul se poate face și la noi. Și arătăm că ne putem distra și noi în provincie aici. Nu numai la mare, se poate, contează omul. Așa este, contează cine e în jurul tău. Locul e mai puțin important și hai să recunoaștem că și locurile acum, de exemplu, ștrandul este un loc în care te poți destinde și te poți relaxa și încărca cu energie pozitivă, și oamenii care ne vin alături sunt și ei frumoși, și important e să vedem partea bună din fiecare. Arată super. Eu cred că suntem ca zonă și ca suprafață și ca locuri la un loc, nu există Moldova,
poate nici în țară, la un loc o bază atât de completă. Uh-huh. Le-au dispersat într-o parte strand, într-o parte stadion, într-o parte... Dar acum, cum se pun bazele și cum merge, va fi, cred că, pe țară cea mai tare bază posibilă și de frumusețe. Și eu cred că asta și trebuie, să încânți omul, uh-huh, să vină și să poată distra aici. Nu mai poate să zică că trebuie să ducă neapărat la mare sau nu. Să poate și aici, împreună cu gașca, cu prietenii. E un mod de a te distra și de a te destinde accesibil. Cu ce te deosebești tu, Kenny, ca și artist, de ceilalți oameni sau artiști în general? Nu zic că mă deosebesc. Eu, singurul atu al meu e că m-am băgat în toate și îmi place să fac de toate, pentru că într-o multitudine de idei, într-o multitudine de lucruri care le faci, și cam multe le fac, zic eu, la un gen profesional, copiii au ce alege, uh-huh, și văd că chiar într-adevăr ba îmi cer relații despre muzică, ba despre sport, ba despre artă, și contează că pot să-i ajut, să-i vezi că e încântat și stă lângă tine și vrea să facă ca și tine. Nu trebuie neapărat talent, trebuie să ai voință, și dacă ai voință lucrând, kendama la mine stă în pensule, stă minge de vole, nu în jucăria aceea. E o nebunie cu kendamele în perioada problemă, aceasta. E posibil să fie doar o etapă, foarte multe și sunt cu siguranță trecătoare. Deci iată că mai sunt copii care vin și îmbrățișează acest gen de activitate. Sunt printre ei și copii foarte talentați, Kenny? Chiar am o fetiță la școală, clasa 5-a, cred că, de la școala 1, Leahu Miruna, e belea fetița. Uh-huh. Deci ce fac eu, face și ea. Și nu vreau, cum au fost mulți alții care tot îndepărtează și fac strictețile astea, că sunt niște etape la copii în care trebuie să-i predai tehnica altfel, nu. Lasă-l pe copil să lucreze așa cum știe, iar celelalte, tehnicile, le capătă mers. Cum eu la vârstă peste 20-30 de ani tot mai învățam un stil, tot mai învățam... Deci asta e chestia, că nu trebuie. Dacă el are cât de cât o înclinație, lasă-l așa și celelalte le mai pe parcurs. Ceilalți care nu prea au talent, dacă lucrează, se modelează, se dă mâna, azi exersează un pic în cuțit, azi exersează un pic în acrilic, azi în ulei, și când vede că iese ceva de pe mâna lui, lucrează și altceva e când părintele vede că au o lucrare făcută de mânuțarele lui. Tu încurajezi eu foarte mult partea aceasta spontană a personalității lor, nu? Asta e și cea mai plăcută. Mm-hmm. Pentru că celelalte care durează, te apuci să zici că nu mai termini și te plictisezi. Dar când faci ceva la moment, uh-huh, și ceva care vede că într-adevăr dintr-un lucru de nimic iese, începe să gândească și zică stai că și eu pot să încerc, și eu pot poate să reușesc. Și asta le dă încredere, absolut, nu? Absolut. Și îi determină să încerce pe viitor alte tehnici, să... Tehnicile le capeți lucrând. Nu există niciun secret. Am văzut că e foarte solicitat cercul de pictură pe care îl coordonezi. O să vedeți niște surprize mari tari de tot, pentru că vor lucra și chiar vreau, datorită lui domnul director, mi-a zis, Kenny, orice idee, orice poți să pui în plan. Chiar mi-am dorit, am zis de mult, dar nu s-a putut și poate în continuare o să vedem cum facem. Vreau să punem bazele unei muzeu, uh-huh, cu picturi 3D, dar de la A la Z, cum au în țară nu există, dar vrem poate aici în roman să pleacă. Și dacă tot lucrez și tot duc la nivelul acela de 3D atât de repede, de ce să nu fac cu copiii? De ce să nu zică că e și munca și lor? Absolut. Asta. E mai plăcut atunci, uh-huh, când, chiar dacă tu execuți final totul, chiar dacă la final tu definitiv e un totul, vezi, da, uh-huh, dar e și munca lor. Uite aici am pus eu pensula, uite aici am făcut o chestie, uite aici am dat eu umbră.
E o chestie și o încântare și o să le placă și cu timpul iau ei asupra lor anumite lucrări și pot să le ducă la bun sfârșit. Cum le șlefuiește această activitate, personalitatea lor care e în devenire la vârsta aceasta, Kenny? Atâta timp cât vine de plăcere și place un anumit lucru, dându-i încredere. Întotdeauna când vine, chiar și la școală, am început acum un stil, cred că e unicat în țară, la școle de artă, să vii cu pânză, să pleci cu lucrarea acasă, sunt mai puțini. Urăsc foile, am zis-o din prima clipă, pentru că foile acelea, le pui în dosare, le pui nu știu unde, pe când, le uiți, le rătăcești. Pe când atâta timp cât eu, dacă lucrez repede și copilul vrea și îi spun, punem culorile astea, punem acolo și la urmă vin un pic și arăt cu mânuța lui că iese ceva, nu e un lucru de... Îl întreb și ce a zis mama, a plâns, mă crede că a făcut totul, dar e o chestie că place, place și rămâne lucrarea aceea. Bă, uite, așa de nebun era pictorul ăsta, că uite, ne facem de încredere că putem face și uite-te, e un lucru făcut de mine. Și contează și cu timpul se dă mâna. Asta contează cel mai mult. Și cred că și educă în sensul acesta în a fi atenți în, și lucruri cu culorile te face să și pe interior să te simți mai bine, mai relaxat, mai destins. Totdeauna și la școală și oriunde am lucrat cu muzică și ei s-au obișnuit și ei cu mine. Dau drumul la un fundal, orice fundal muzical, dar lucrând împreună și cu culorile și ieșindu-ți în anumit fel și ție la, după ce vezi că încerci să realizezi ceea ce este în planșa respectivă, te încântă și e o relaxare. Zic, e un remediu pentru mulți alții și ne trebuiesc așa ceva, pentru că mai târziu vom avea probleme. Dar un relaxul, având-l și... Să ai o supapă. Absolut. Cât de important trecând este la ceva mai diferit, te relaxezi altfel. Cât de important este, Kenny, ca în viață să te exprimi așa cum ești tu și să faci într-adevăr ceea ce îți place, chiar dacă poate nu ți-aduce satisfacții materiale sau nu ți-oferă nu știu ce câștiguri pe latura aceasta. Ce bine că am ajuns la ideea asta. Foarte mulți din oraș, poate din țară, și dar din țară știu pentru că am avut la mare acolo timp de 20 de ani milioane de oameni, prieteni. Dacă luam numai jumătate din cât am făcut, aveam baza mea de artă, cred că, personală, sunt parte numele. Dar nu, satisfacțiile sunt altfel. Sunt, atâta timp cât vezi că omul place, îi place lucrul acela, lași de la tine. Prea puține sunt cele care și nimeni nu gândesc. Dacă ar fi ca mine jumătate din artiștii care sunt în țara asta, poate s-ar mai face ceva în jur, împreună cu copii, împreună cu... Dar atâta timp cât gândești numai partea materială să-ți rămână ție și nu te mai gândești că și cel de lângă tine poate nu are cum să exprime, poate nu are cum să de... Eu am dat totul din mine, am dat toată viața. Am împărțit cu copiii, am dat cu prietenii și nu-mi pare rău. Nu-mi pare rău, mă simt atât de destins, atât de relaxat, atât, pentru că de știu... Împlinit, nu? Absolut, știu că fiecare are o parte, o frăgezime din ceea ce am făcut eu și i-a plăcut. Și atâta timp cât i-a plăcut, înseamnă că l-am făcut și pe el să înțeleagă că poate să trăiască mai lejer, mai liniștit și mai altfel decât. Asta cu dăruitul am simțit-o și eu din partea ta când am primit astă vară o scoică cu un mesaj foarte frumos și îți mulțumesc și pe calea aceasta. Să știi că mi-am făcut așa un colțișor care mi-aduce aminte de mare și acolo la loc de cinste stă și această scoică. O să facem și în vara asta la stran. Chiar am vorbit cu un prieten de la mare, sunt rămeat un sac de scoică acolo. Din alea frumoase așa, da, și pe care poți să... Foarte multe chestii se pot face, foarte multe. Compoziții pe care copiii, chiar și pe oglinzi acum în vară, ori să aibă la strandă, să vadă că o să stea pe lângă ce mine. Ce se va întâmpla acolo? Adică ce îți propui să faci, Kenny, în vara aceasta? Atâta timp cât toate le avem la un loc acum și credem că într-adevăr putem să facem față oricărui
sistem de litoral sau de, știu eu, de bază de sportivă, și concursuri de vole, vor fi împreună de beach volley, mixt, chiar toate vârstele pot să vină, de copii să învețe volei, că la volei e un penisip chiar și pentru doamne, pentru domnii, diferit față de sală, mai te ajută, mai faci un pic de sport, de mișcare și e altceva. Iar partea de artă, părinții, dacă vin cu copiii și pot să stea pe lângă mine, vine cu o pânză, chiar le doresc și îi rog să vină cu pânzele gata pregătite și le pune copilul să pună culorile și eu arăt că pleacă cu tabloul. Și pleacă, iată, și bronzat și cu un tablou pe care să-l pune pe perete sau să-l dăruiască. Tatuaje periodice, le urăsc pe cele permanente, dar asta așa de încântare pentru copii, numele personalizat și făcute anumite rogrife, azi un pic, mâine un pic, el nu mai are chef după aceea să-și facă permanent, dacă îl lasă să-și facă câte vrea. Asta e ideea mea. Spuneai despre băiatul tău, cred că e cel mare, Rareș, da. Văd fotografii cu el pe Facebook și a urmat și el visul și cred că l-ai încurajat, ai și tu un merit foarte mare în asta. Atât de mult a ascultat. Un copil era, la 11 ani, când și atât de mult s-a ținut, îl luam oriunde, oriunde aveam festival, unde aveam spectacol, unde aveam. Și a vrut. A vrut și, dar numai datorită conjuncturii și ceea ce e acum în țară, e foarte greu să... Să răzbești, să răzbești, nu? Și să ajungi acolo. Cu toate acolo. Că el conduce în grupul lui, e național artiștilor de fotbal și tot îi știu poantele, tot îi știu ce-mi fac, tot îl iau oriunde, e pe el îl pune să cânte la protocol, pe el toate genurile și e o atmosferă plăcută la ei și îmi place, dar dacă nu sunt bani și nu mai se pun bazele pentru general, așa, să ai grijă și de cei care fac într-adevăr artă. Acum e plecat în Rusia, chiar ieri a plecat, un campionat mondial de fotbal a artiștilor. Îmi place, călătorește, mergem. Uite, ți-a urmat cumva modelul, pentru că nici el nu țintește probabil latura asta financiară și se bucură de ceea ce oferă viața și de toate experiențele acestea care te îmbogățesc până la urmă sufletește. Absolut, noi am fost o familie de artiști și meserie și niciodată n-am câștigat într-atât încât să zicem că ce a fost, a fost așa la nivel mediu și a mers înainte. Iar el, bucuros că a câștigat și a mers, m-a completat ceea ce n-am putut eu. Eu am început la cenaclu cu muzică și, dar eu ai mai mult imitam. Cu o pictură, nu? Și atunci a mers el mai departe și a completat celelalte. Celălalt mic, el a un studio de înregistrări. Și el tot cu face cu sonorizarea muzica. Lurare și merg împreună. E exact ceea ce și-au dorit. Și-au dorit de mici, au fost, i-am luat pe lângă mine și contează și asta, că e bine și școala, au un rol foarte mare și profesorii și asta, dar până la urmă faci ceea ce îți place în viață și... Cred că, din punctul meu de vedere, e ceea ce te satisface cel mai mult, să faci lucrurile cu drag, cu plăcere și să te umpli sufletește cu asta. Din totdeauna am făcut ce mi-a plăcut, oriunde am fost... Și nu-mi pare rău de nimic, din nici tu o secundă. Tu ai primit aceeași susținere din partea părinților tăi, a celor din jur, da, Kenny? Da, am primit. Au crezut de, în tine? Am primit de... M-am săturat cât am primit. Am plecat de acasă. Ai plecat de acasă? Am plecat de acasă între a 8-a și singur pe pielea mea mi-am realizat tot ceea ce am vrut să fac. Să înțeleg că nu te-au încurajat în sensul acesta. Da, au încurajat în limita cât era înainte și dar așa și, s-au fost vremurile. Și, și unde ai plecat în clasa 8? Am plecat la Sighișoara. Acolo am început cu arta, cu muzica, cu toate. Am fost omul orașului acolo și am venit după aceea înapoi în Moldova, aici în Roman. La ce vârstă te-ai întors în Roman?
Nu, după 4 ani am venit înapoi, deci eram atunci, terminasem și eu o școală de meserie, am început la o fabrică, după aia am fost de toate și la fabrică respectivă. În 84 mi-am dat demisia, am deschis o secție de artă decorativă, de pictură, tot datorită la... Mulțumesc de domnul Păunescu, asta i-a fost vremurile, Dumnezeu să-l ierte, că a făcut mult bine și a dat multe valori în țara asta. Asta e, așa au fost vremurile. Și deci ai încercat cumva să te integrezi în sistemul ăsta și să fii un om al muncii cumva, dar nu... Nu se putea. Nu te reprezenta, nu? Era pornirea spre artă și spre... Vroiam de așa natură să... Faptul că am avut o copilărie mai zbuciumată, așa mai zic, nu mai trebuie să mă distrez la maxim, trebuie să fac ce vreau eu și așa am reușit și reușind cu mine am încercat și copiii și uite că am fost bine. Și încerc și în jurul meu să fac același lucru, să învăț și pe alții că trebuie să trăiești la maxim. Orice să faci, să te simți bine, atâta timp cât ești sănătos și ai toate părțile în regulă, mergi înainte, lasă-i pe alții să plângă, tu trebuie să zâmbești, să mergi în fiecare zi cu alt tonus. Care a fost cea mai frumoasă perioadă din viața ta, privind acum, ușor în urmă? Cea mai frumoasă perioadă a fost când, de când erau copiii mici și știu că i-am dus de la 3 ani, cam în fiecare așa, și 20 de ani de litoral, câte 3 luni. A, mergeați și stătați acolo? Nimeni, nu cred, cu... În fiecare vară? Cum să facă, pentru că aveau ba munca, ba asta, dar eu 3 luni de zile era un relaș maxim. Până în toamnă, în toamnă mai perindam pe la festivaluri, la Băile Felix, la prieteni. A fost foarte frumos și nu-mi pare rău că merg înainte și acum pot să mai fac și aici câteva lucruri. Da, cred că perioada aceasta în care copiii sunt micuți așa și stau aproape de părinți e cea mai frumoasă. Mi-au plăcut foarte mult copiii. Plină de amintiri. Foarte mult și de aceea lucrez cu copiii, pentru că copiii sunt... o parte a ființei omenești în care atâta timp cât îți capătă încrederea și te completează și te face să devii altfel, mai blând, mai deosebit și te încântă atunci când vede că ești supărat sau când vede că ai o problemă și contează enorm de mult chestia asta. Acum ai grijă de copiii altora, că ei tăi au crescut și te dedici lor. Eram la mare, aveam grijă de pe zi aproape 1000 de persoane, de la cel mai până, ca așa spuneam la microfon, de la 3 la 90 de ani mă aștept la discotecă. Și până la 90 de ani tot copii suntem și copilul din noi iese la iveală de câte ori luăm contact cu astfel de activități. Eu cred că la orice vârstă, cum bine subliniai și tu, Kenny, e bine să ne avem o astfel de activitate în care să ne găsim liniștea, să fie un refugiu pentru noi din tot acest stres la care suntem supuși. Chiar le doresc la toți cei care nu au asemenea lucruri, nu au înșușite anumite treburi din asta, să vină pe lângă mine și le arăt ce înseamnă să-ți faci un relax, să găsești un lucru de care te poți lega, că te liniștește prin muzică, prin artă, prin sport, prin tot ceea ce destinde în ziua de astăzi. Așa este. Eu îți mulțumesc tare mult pentru prezența ta de astăzi din emisiune. Abia așteptăm să vină căldura și să putem să fim prezenți în strand, să ne desfășurăm activitățile. Va veni și căldura, vor veni și activitățile, chiar vă doresc să veniți la fața locului acolo, să mai filmăm. Toate picturile pe care le găsim noi acolo în strand sunt făcute de tine, nu, Kenny? Da, da. Chiar arată foarte bine acea zonă. Vor mai fi niște surprize, să vedeți ce înseamnă chiar în cala acolo, unde sus, unde am atelierul, am să fac un muzeu de obiecte legate de vapoare, făcute din cupatină, din polistiren, din lemne, din resturi, să vedeți, să vadă și copiii ce înseamnă. Uite că nu stai niciodată și nu te plafonezi și în domeniul acesta e tot timpul loc de învățat, nu? Poți să înveți și să
acaparezi multe lucruri de-a lungul vieții în continuu. Dacă vrei, faci orice. Care e sfatul tău pentru tinerii care ne privesc? Pentru... Eu le-aș dori să fie așa cum sunt. Părinții să-i lasă să fie copii, să fie copii, să se distreze la maxim. Așa e conjunctura în ziua de astăzi. Iar cei care sunt maturi, să dea după copii, pentru că împreună cu ei altfel trece viața și simțim și noi că trăim la maxim, poate, dacă ei sunt veseli, sunt liniștiți și noi vom fi la fel. Așa. Mulțumesc și succes. Mulțumim. În activitate. Mulțumim. Vă așteptăm pe toți la strand. Iată, putem să luăm contact cu culorile, cu activitățile acestea artistice care ne vor îmbogăți cu siguranță. Vă doresc un weekend absolut minunat, să fie senin pentru fiecare dintre noi. Numai weekend bine. Weekend plăcut și vă mulțumesc.